am fost și am rămas surprins să văd aproape 200 de oameni, 300 de oameni se adună sub un cort. Sub o căldură groaznică, nu poți să stai 40-60 de grade, pământ pe jos, și au spus, acești oameni îl lăudau pe Dumnezeu cu toată inima lor, transpirau, n-aveau nevoie de aer condiționat, dar știau un lucru, în mijlocul lor este puterea lui Dumnezeu, să dăvi să fie numele Lui. Și noi de multe ori avem tot ce ne trebuie, avem bănci, burete, avem mochetă pe jos, avem căldură sub pardoseală, avem aer condiționat, avem tot ce ne trebuie. Și ar trebui să fim de nu știu câte ori mai mulțumitor decât acei oameni care sunt cum sunt. Dar Dumnezeu îi iubește și pe ei, slăvit să fie numele Lui. De ce aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu într-un gând de mulțumire? Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat. Doamne, îți mulțumesc și pentru zilele grele prin care Tu ai îngăduit să trec. Îți rânduite de la Tine și îți mulțumesc pentru ele, Doamne. Îți mulțumesc și pentru zilele bune prin care Tu ai îngăduit să trec. Slăvit să fie numele Tău. Îți mulțumesc, sunt de la Tine, Doamne. A spus eu omului Dumnezeu să luăm doar zilele bune și pe cele rele să nu le luăm de la Dumnezeu. De aceea, prea iubiților, să fim mulțumitori lui Dumnezeu și atunci când poate noi credem că Dumnezeu nu ne ascultă, dar Dumnezeu este acolo, slăvit să fie numele Lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când intrăm în odăiță și închidem ușa, oare cel care vede în ascuns strigătul și disperarea noastră să nu intervină El, să nu ne răsplătească El? El o face, slăvit să fie numele Lui. De aceea să venim în această după-amiază cu această rugăciune de mulțumire. Doamne, îți mulțumesc! Poate că și atunci când noi credem că nu ne ascultă, El este acolo. El este acolo și ne ascultă. Poate că nu răspunde după cum vrem noi, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu ne-a ascultat. El este acolo, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. De aceea vă îndemn respectuos. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu toată inima să venim înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumim.